habar nu am cine este fata asta, dar ce știu este că Nicole nu o să mai vrea să audă de mine după ce o să afle ce s-a întâmplat. Tu i-ai zis? Eu i-am zis și de Bibi. Eu am fost și cu scrisoare. Și cu noul ei iubit. Suntem noi? Așa, frate, suntem noi, John? Frate... I-am apus. Uitați-vă puțin la el ce speriat e. Exact asta și voiam. Cea mai bună soluție să aflu adevărul. Nu că bă, frate, ești nebun. Fii atent că eu pe băieți i-am plătit pachetul all inclusive, înțelegi? Adică în 100 de lei e că băceala inclusă. Știi ce zic? Asta ți-am zis așa, ca să știi tu. Da, ca să știi. Asta o dată. A doua oară, prietenul meu drag John, voiam să zic că am o datorie mai veche la tine, pe care aș vrea să mi-o plătesc. Știi că, că mie nu-mi place să am datorii, știi? Ce datorie? Uite așa. Așa. Acum că ne-am rezolvat cu datoria, așa, să începem. Uite care-i treaba, dragul meu prieten John. Întrebarea mea este, pot să știu și eu de ce ai făcut asta? Bă, frate, stai să-ți explic, că nu e ceea ce pare. Wow, de câte ori am auzit în viață replica, nu e ceea ce pare. Serios, voiam și eu ceva mai plauzibil. Auziți-mă, băieți. Și că nu e ceea ce pare. Hai să ne întrebăm cum adică, nu? Să ne întrebăm cum adică. Cum adică nu e ceea ce... Bă, frate, n-am avut de ales, crede-mă. N-am avut de ales. N-ai avut de ales, eh? Ascultă-mă, lasă-mă să-ți povestesc și ai să vezi. Bă, tu mă crezi prost? Nu! Bă, frate, am avut încredere în tine, mi-am pus toată baza în tine. Ți-am povestit tot despre mine, știi, tot despre mine, de la A la Z. Și tu ce faci? Cu prima ocazie, mă întorc pe la spate, John? Ce, John? Mă întorc pe la spate! Dar nu... Radu, nu mai e prost, John. Nu mai e prost, Radu. Bă, ce prost sunt. Când tu de la început, e, știi cum e? Că lupul schimbă părul, dar n-era buba. Știi cum e? Deci fii atent cum faci. Ai 30 de secunde să te gândești la o scuză bună. Altfel îi pun pe ăștia doi să te joace în picioare, înțeles?
mama aici. Să rămână! Să rămână mama! Să rămână! Doamne ajută să nu-și dea mama seama ce facem noi aici de fapt. Doamne ajută! Da, uite, băieții sunt hairstyliști. Și, practic, avem grijă de John, știi, urmează să aibă o întâlnire cu o fată și îl facem să arate bine, ca să dea și el bine cu fata, să o cucerească, să alea, știi ce zic? Ansei, băi, adică îl aranjăm, îl facem vreo... Băiatul e din Franța. Ansei? E astea cu... Farfec! Sunt experți, adică ei, practic, ei fac cele mai tari frizuri de pe, știi, și... Nu l-am ajut eu pe John? Zici, John, te ajut eu cu... Da. E prietenul meu, îți dai seama că l-a ajut să... Da, frate. Bă, chiar aveți de toate la voi? Servicii premium. Așa, domnule Iorgu. Ascult. Bă, frate, eu am făcut multe beri înainte să ne cunoaștem. De care mama nu știe. Nu mai zic tata, înțelegi? Uite, de exemplu, într-o zi am furat toți banii de acasă și m-am dus la mor și mi-am luat haine de toți. În clasa 10-a, n-am fost un semestru întâi la școală. În altă zi, i-am furat toată mașina, fără ca el să știe. Și ghiși ce? Nici măcar n-avea permis. La școală, la purtare, abia am trecut fără să mă exmatriculez. Și de fiecare dată, sora mea a fost cea care m-a acoperit. Păi și de unde să știu eu că tu nu înflorești, frate? De unde vrei să te mai cred eu? Sora pe Alex, el a fost cu mine de câteva ori. Întreabă de câteva ori era cu mine să mă exmatriculez la școală. Alex, uite ce să facem, suntem în oraș, la o bere, am ieșit la o bere cu băieții, yeah, da, yeah, suntem cu John și cu niște prieteni de-ai noștri, da, la o terasă. Uite și... Vă asături ce vezi de mâncare? Chiar ne contraziceam aici că John Cic a fost el rău prin generală, că e adevărat sau nu, că mie nouă nu ne vine să crede. Suntem aici cu băieții, râdem de el, că el rău, adică... Da, cum a fost, ia zi. Bine, mă, hai. Mersi frumos. Mersi. Tu crezi că John minte sau spune adevărul? Scrie-mi la comentarii. Vrei să afli dacă minte sau nu? Intră pe Instagramul meu radu.co, dă un follow și o să găsești acolo.